jumătate de oră votez și încă vreo jumătate de oră am până vine autobuzul și mă tem că nu o să mă ia nimeni. Atât de boieroși sunt portughezii. Până acum când am văzut mașini cu numere de alt, din altă țară, dacă e margine de Europa, câte unul în mașină, maxim doi. Mi-a fost lene să mă uit pe internet să văd că autobuzul are pauză de o oră. Mai mult de o oră și un sfert, dar eu am venit la un sfert de oră după ce a plecat. Și mai am o oră până la următoarea rută. Mai gândit că poate merg cu ocazie, dar văd că nu prea merge. În schimb, am găsit o buriană care seamănă la miros cu mărarul și chiar arată ca mărarul. Ah. Dar e de pe marginea drumului și n-am să o gust. Ar fi culmea să se oprească acum cineva și să alerg la rucsac, la haine și să uit de cameră. Se poate întâmpla, nu? Dar dacă vorbesc prea des cu camera ca să nu uit de ea, să nu creadă oamenii că sunt țăcănit. Autist. Ar trebui să le fie milă de un autist, să vrea să-l ia, dar se pare că empatia nici în Europa civilizată nu prea funcționează. Biciclist la mine. M-ar lua, dar n-are portbagaj. Mai sunt 20 de minute și vine busul. Cătă nădejde la Tiriști. Foarte multe femei la volan și ele sunt mai fricoase. Și dacă eram eu femeie, ar fi fost mai generoși bărbați. Motocicleta nu o să mă ia că n-am cască. Și nici nu are loc. Motocicleta că un singur loc, unde s-o mai găsesc? S-au făcut și moldoveni și români. Ești la ocazie și poți petreci ziua întreagă rugându-te. Noroc că mai este BlaBla Car sau carpooling. Dai jumătate de preț acolo, dar știi că prinzi transport. Dar aici nu se dă bani la ocazie și de asta oamenii nici nu prea iau. Încolo ies să dau bani și tot nu prea să opresc cu boieroși. Într-o duminică am stat la Ungheni vreo 3-4 ceasuri mai timp și era frig, era iarnă. Pare că veneam de la Iași, că făceam masterat.
atunci făceam navet de desc, mă duceam cu rutele de noapte, franzeluța mă luau până la Cornești, până la Călăraș, până la Pitușca. Dimineața eram la ore, la Iași, la Cuza, la masterat. Sau la examene, că ore nu prea făceam. După masă mă întorceam înapoi, seara eram acasă. Dar de mult n-am mai îmblat. La ocazie. Mai des ies cu bicicleta. De fapt, în campania electorală am umblat cu ocazie, mi-am des că mă luau des oamenii și nici bani nu-mi cereau acolo în Moldova, dacă mai când recunoșteau. Deci așa nu cer, dar trebuie să le dai. Dacă erau unii care le fundau. Semafor în față, dar nu știu ce vin mașinile, cărduri, grupuri organizate. E câte unul care respectă regulile și așa l-ați nevoit să dea în spatele lui sau a ei. Nu prea ai unde depășe aici, văd că e linie cu timp. Și localitate, e linie cu viteză. Da, e marginea localității. Tură spre Sesimbra. Dar numai după intersecție, după intersecție, se prind și pe cei care vin de la Sesimbra, ca să nu pierdă autobuzul. S-ar putea să vin, am și unul la Coina și de acolo ce că este tren. Dar de aici am autobuz direct la Lisabona. Nevoie. Patim de călător. Asta era de mai bine. Dar la și bagaja, rucsac plin, maxim, acceptat de companiile low cost, aeră, cât se încapă sub scaunul din fața ta. Am îmbrut haine, mă gândeam că o să călătoresc noapte, că o să fie frig, la București era cer. Cine știe ce mă așteaptă la Roma? Că au zis unii că mă așteaptă. Mă întâmpină și mă găzduiesc, dar poate nu fie așa. Permit eu un hostel, dar ajung la miezul nopții, la Ciampino. Și de acolo până în oraș, iau pe jos. Am văzut că pot să închiria bicicletă, dar am găsat probleme ca la Lisabona. Cu gaj de 300 de euro, n-am făcut nimic. Iată prima mașină cu numere spanioli, prima mașină cu numere străini pe care o văd aici în Portugalia, de o săptămână de când sunt eu aici. Moldovenești nu mi-au sărit în față. Vine însă.
Смотри. Ай, амуля. Космистовский бронзез на стуаре Ферро Рос. На бронзез актив. Vrei să duci biciclete, dar el care geamă. Un african la volan, dar s-a uitat lung și nu îndrăznit. Eu fi părut că mă cunoaște. Dar cine știe ce înseamnă semnul ăsta în țara lui de Baștă? Și semne aici. Limită de 50 și rond. Rond în față că e cotitură. Că e intersecție, un fel de furcare. Vine un autobuz, cred că am să opresc eu filmarea. M-am îndepărtat de stație și nu știu. În grabă și sper dacă știu ceva. Dar ideea e clară, da? Nu prea merge cu votatul aici. Sunt niște jmoți portughezii și spaniolul care a trecut pe aici. Nu era basul care îmi trebuie, așa că mai votez o leac. Fiecare a doilea șofer e femeie. Și toți merg singuri în mașină cu mașina goală, a? E corect așa? Sperie de cameră. Da, ați văzut în primul sfert de oră că și fără cameră nu se opresc. Grea soarta de autostopist în Occident. În Orient lumea e mai săritoare la nevoie. Mai sociabilă, dar aici pare că au tăt, știu tăt. S-au rezolvat. Iaca, m-am jălit, m-am exprimat. Aștept autobuzul.